sunt aici cu Marta și un domn are o durere de cap. De la 1 la 10, cât e durerea? 10 însemnând o durere mare. Între 1 și 10, cam cât e durerea? 4, nu e momentan. 4, ok. Uite, nu faceți nimic, vă relaxați. Marta, dați voie să punem mâna ușor pe cap și se dispare durerea. Durerea pleacă toată din trupul acestui domn. Chiar acum, în numele Iisus. Nu fi vindecat chiar acum în numele Lui Iisus. Pleacă și nu te mai întoarce în trupul acestui domn. Trupul acestui domn aparține Domnului Iisus și El este vindecat acum. Ce simțiți? Ia, faceți așa. Cum e? Poate, dar cât e? Sunt la jumatea durerii. Ne-a mai lăsat o dată? Da, mai spun. Doamne, îți mulțumesc pentru această ameliorare, dar vrem și poruncim în numele Iisus, comandăm ca durerea să plece toată chiar acum în numele Lui Iisus. Trup fi vindecat complet în numele Lui Iisus. Cum e? Da, parcă nu. Așa, 10%. Mai simt puțin, dar mai poate simt, e gata, încă o dată. Autosugestie. Nu e nicio autosugestie, nu, este Dumnezeu. Fii atent. Relaxează-te. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această vindecare, ameliorare, dar vrem ca această nădejde, pentru că nu înșeală și dragostea ta e de plină, te rugăm și poruncim ca toată durerea să plece definitiv chiar din trupul acestui om, chiar acum. Durere îți comand să ieși afară. Durere îți comand să ieși afară. Toată. Toată, acum. Dai o îmbrățișare? E ceva cu e ceva cu Dumnezeu. Sugestie sau nu, nu, nu este auto. Zice Marta acum. Ia zi. Biblia spune că nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Rămâneți pe teritoriul acestei dragoste. Este ceea ce ne poruncește Domnul Iisus. Ați văzut filmul cu Domnul Iisus sau ați citit în Biblie unde spune că mergeți și vindecați bolnavi. Deci nu prin puterea noastră, noi nu avem nicio capacitate, ci prin puterea lui Iisus și este ascultare de cuvântul Dumnezeu. Nu doar noastră, zeci de persoane s-au vindecat. Deci noi știu, suntem doar martori. Nu cred că toți au puterile și credința noastră. Nu, suntem doar martori, toată slava este a lui Dumnezeu. Iisus am este cel ce vindecă. Dar nu cred că accepte pe oricine care asta e bună întrebare. Trebuie să te puteri, deci da. Trebuie să te pui în rânduială, trebuie să te pui într-o poziție bună cu Dumnezeu, să aibă Dumnezeu o relație bună cu tine și tu cu Dumnezeu și atunci ai îndrăzneală. Când ai păcat în viața ta, nu prea ai îndrăzneală să te rogi la Dumnezeu, știi? Te simți cu musca pe căciulă. Dacă nu-ți rezolvi problema cu Dumnezeu, ai îndrăzneală, te duci. Că nu ești tu, nu este în carne, ci este puterea lui Dumnezeu, care am iubește înțeles pe oameni. Dar nu cum ne punem? Are suntem să justificați prin jertfa lui Iisus. Cum ne punem în rânduială cu Dumnezeu? Mărturisim păcatele? Credință, fiind mărturisim păcatele? Fără multe păcate. Ne lăsăm de păcate și mergem cu Dumnezeu noi. Ce ziceți? A fost bine? Da. Mulțumim foarte mult. Deci sunt aici cu Marta și o doamnă care spune că are durere de genunchi, de picioare. Da, de picioare și de spate. Okay. Acum vă doare sus? Da. Cam ce notă ați dat durerii? De 2. De 2. Da. Vă stânjenește. Da. Vă ține că mă întoarce? Mă ține. Nu vă rugați. Și eu să vă răzut. Da. Okay. Durere pleacă toată acum. Poruncim în numele lui Iisus să pleci și părăcești această durere, doamnă. Da? Durere pleacă și nu te mai întoarce în acest trup. Oase fiți vindecate și restaurate în numele lui Iisus. Așa, și acum verificați. Verificați. Spuneți-mi că nu mă mai doare. Nu mă mai doare, da? Și Doamne, la picioare? Îți mulțumim pentru această vindecare și sigilăm da, această vindecare în numele lui Iisus. Nu se va mai întoarce în trupul acestei femei, pentru că nădejdea aceasta nu înșeală, că dragostea ta a fost turnată în trupul lui. Și acum ce aveți? La picioare, nu? Tromboflebită, de la tine. Și acum vă doare ce durere? Da, deci așa amorțelă. Stați un pic jos acolo, să punem mâinile pe genunchi. Pe genunchi am. O să pui un pic. Amorțelă. Durere pleacă toată acum în numele lui Iisus. Trup fii vindecat în numele lui Iisus. Vene, artere, oase, cartilage fiți vindecate în numele lui Iisus. Circulație fi reabilitată în numele lui Iisus. Îți comandăm să pleci durere toată și să nu te mai întorci în trupul acestei doamne, pentru că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în noi. Fii vindecat acum în numele lui Iisus. Mișcați, faceți ceva să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Parcă e altfel. Da? Cam simt o căldură. Bravo. Căldură. Încă o dată, vă rog. Mai, încă o dată. Mai stați încă o dată. Da.
am de mulțumim pentru această ameliorare, dar poruncim vindecare completă în numele 100%. Lui Iisus. Comandăm durerii să plece și să fie vindecată această doamnă 100% în numele Lui Iisus. Sigilăm trupul Mariei în sângele Lui Iisus și vindecarea de tine în trupul Lui. Îți mulțumim în numele Lui Iisus. Altfel, da? Simt așa... Deci a plecat amorțeala. Slavă Lui Iisus! Mulțumim Dumnezeu! A plecat amorțeala pentru Țara. Și ce spune Biblia? Pentru că noi ca oameni zicem, dacă chiar în cineva... Și nu-mi vine să cred, dacă e autosugestie, că m-a lăsat. Spune așa, pentru că știe că omul e suspicios. În Romani spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată. Nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată. Eu chiar cred. Rămâne spre teritoriul dragostei lui. Da, eu chiar cred. Și, deci ați găsit omul care chiar cred în așa ceva. Foarte scurt. Da? Nu vă costă nimic. În ce zonă? Zona lombară? Foarte. Tot. Durere pleacă toată acum în numele Lui Iisus. Îți comandăm, duc de boală, să ieși din această doamnă și poruncim ca vindecarea să rămână peste această doamnă. Pleacă toată și nu te mai întoarce în trupul acestei doamne. Oase fiți reabilitate, coloană fi reabilitată în numele Lui Iisus. Cum să vă spun? Nu, să nu ne mințiți, că ne mai vedem rugați. Până simțim că nu mai vedem. Da. Încercați să faceți ceva. Mai simțiți acțiunea aceea? Nu. Ne mai lăsați să ne mai rugăm, dacă ne mai doare un pic? Simțiți că a scăzut din intensitate? Că de obicei cu două ori ne rugăm. E ok? Ne putem ruga și o dată. Doamne, mulțumim pentru această ameliorare, dar poruncim Duhului de boală să plece și vindecare să fie 100% și declarăm vindecare de plină peste trupul acestei doamne. Tu ai iubești și ai murit ca în rândul tale să fie vindecat. Îți mulțumim și proclamăm vindecare de plină. Cum vă simțiți? Mai bine, da? Mai un pic? Nu mai e deloc? Nu. Vrei să spunem cum? Nu, noi nu avem nicio putere supranaturală. Este porunca Domnului Iisus, mergeți și vindecați bolnavi. Deci nu este nici măcar pe credința noastră, e credința mea. Și atunci, vai de noi să ne ascultăm de porunca mea. Și credeți, Dumnezeu vă iubește. Ieri aveți probleme cu vierea. Am, că mereu vine să vom ide. Vă spun. Fiere fi vindecată în numele Lui Iisus. Durere pleacă toată, disconfort pleacă de la această doamnă. Acum pleacă stare toată, de greață. Stare de greață, pleacă în mai sus și să nu te mai întorci adânsa. Orice senzație de inadecvat să plece de la adânsa și spunem că în rândul Iisus este vindecat. Sistem digestiv fi vindecat Sistem complet. Sistem digestiv fi vindecat complet. Ce simțiți acum? Parcă trece ceva pe un corp. Da? Asta e bine. Uite, Marta vă spune ce se întâmplă. Din ce cauză? Da. Puțin, însă aveți un pic de grijă, că eu mâna mea lăsam să pună mâna cineva care zice că are o bioenergie. Noi nu, noi suntem doar creștini și atât. Noi nu avem nicio putere supranaturală, nu suntem magici. Ce religie? Suntem un univers culte creștini. Nu contează. Deci noi nu facem caz de religia ei. Suntem creștini. Domnul Iisus ne învață să mergem și să vindecăm bolnavi. Nu este ceva, vai, noi nu avem nicio putere, însă în Hristos... Deci este Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt care vine. Da. Și vite este aceeași. Dacă și fiți cu atenție... Eu sunt ortodoxă. Da, da. Și nu prea cred așa în toate religiile. Sunt cum rugați. Durere, stare de rău, pleacă de la Doamna și părăsește trupul chiar acum. Poruncim Duhului de boală care se manifestă cu răzvătire, cu disconfort în biserică, să plece, să o părăsească total și să nu mai aibă niciodată reacții de inadecvat, de rău fizic. Spunem că Doamna, spuneți dumneavoastră, o ier pe mama pentru păcatele. O ier pe mama pentru păcatele. Pentru incest. Pentru incest, o iert. Și chiar... E deciodată. Da, o iert acolo, o eliberez în iertarea mea. Simt un corp, o energie. O eliberez în iertarea mea, da? Pentru și o eliberez în iertarea mea. Și poruncesc Duhului de traumă care a venit de când dânsa a cuplat acel eveniment cu toate apucăturile și toate bolile. Mulțumim, Doamne, că ai liberat-o de crizele de epilepsie, dar vrem ca să o eliberez total în numele Lui Iisus. Mulțumim că o vindeți și o eliberez și a rămâne un copil iubit și liniștit. Am întâlnit toate. În numele Lui Iisus. Toată m-am întâlnit, de cu energie până mine. Că noi nu suntem, n-avem nici bioenergie, nu suntem cu nimic. Da?
spune Biblia, că noi avem putere, avem Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care este Duhul de dragoste, care Dumnezeu vrea să vă transmită. Doar atât. Să știți că nu prea am întâlnit pe nimeni. Vă spun, vezi că Dumnezeu nu e în față mea. Nu am întâlnit până acum cu cineva așa să aibă milă de mine, nici surorii, nu sunt în nimeni. Le iertați, că Dumnezeu vă iubește. Da, nu sunt supărată, certată cu mine, nu. Dar vă spun sincer, am o energie, mi s-a încălzit tot corpul. E puterea și dragostea Dumnezeu, vrea să vă transmită. Da. Fiți vindecate, Dumnezeu.